Venit la Guvernul Republicii Moldova, cu prilejul vizitei în țara noastră a prim-ministrului Republicii Polone, Mateusz Morawiecki, are loc ceremonia de semnare. Prin urmare, se anunță ceremonia de semnare a memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul securității cibernetice. Semnează pentru Republica Moldova, excelența sa, domnul Dorin Recean, prim-ministru al Republicii Moldova, pentru Republica Polonei, excelența sa, domnul Mateusz Morawiecki, prim-ministru, ministru al afacerilor digitale al Republicii Polonia. Ladies and gentlemen, it is being announced the signing ceremony of the Memorandum of Understanding for Cooperation on Cybersecurity. Signing: His Excellency Mr. Dorin Recean, Prime Minister of the Republic of Moldova, and His Excellency Mr. Mateusz Morawiecki, Prime Minister, Minister of Digital Affairs of the Republic of Poland. Domnilor prim-ministri, vă mulțumim pentru ceremonia de semnare. Invităm colegii din să urmărească în continuare declarațiile de presă, care vor fi urmate de o sesiune de întrebări și răspunsuri pentru presa națională și presa poloneză prezentă la evenimentul de astăzi. Acestea fiind spuse, domnule prim-ministru Dorin Recean, vă oferim cuvântul. Domnule prim-ministru Morawiecki, mă bucur foarte mult să vă salut aici la Chișinău. Bine ați venit la Chișinău. Toată lumea știe că Moldova și Polonia au secole de experiență, de colaborare și ne bucurăm că această vizită a dumneavoastră la Chișinău reprezintă simbolic efortul nostru de a crește spectrul și de a crește profunzimea colaborării dintre Republica Moldova și Polonia. Astăzi, împreună cu domnul prim-ministru Morawiecki, am discutat, evident, agenda de securitate și problemele de securitate din regiune, dar la fel am trecut în revistă agenda noastră bilaterală, care își crește amploarea. De asemenea, am discutat problemele pe care le cauzează, din punct de vedere a securității, agresiunea Rusiei în Ucraina și ne-am exprimat suportul pentru poporul ucrainean, susținând pacea și libertatea în regiune și, în primul rând, în Ucraina. Condamnăm ferm invazia ilegală a Rusiei în țara vecină și ne exprimăm sprijinul pentru restabilirea integrității teritoriale a Ucrainei. Vreau să mulțumesc Poloniei pentru sprijinul consecvent care a fost oferit Republicii Moldova. Vreau să mulțumesc poporului Poloniei pentru că s-a mobilizat și a acordat acest sprijin și Republicii Moldova și Ucrainei. Vreau să mulțumesc domnului prim-ministru Morawiecki pentru faptul că a susținut inițiativa Republicii Moldova de a ne adresa companiilor tehnologice pentru ca să putem să luptăm mai eficient împotriva propagandei și împotriva războiului hibrid, care afectează nu doar Republica Moldova, dar afectează foarte mult și țările din Uniunea Europeană. Pentru noi este important să asigurăm pacea în regiune, dar și stabilitatea. Aceasta dă posibilitate să creăm oportunități de prosperitate pentru cetățenii noștri și pentru mediul de afaceri. Vreau să mulțumesc și să apreciez contribuția Poloniei la proiectele de modernizare a țării noastre. Republica Moldova a beneficiat de suportul Fundației Poloneze Solidarity Fund și platforma Polish Aid, prin care au fost realizate peste 260 de proiecte pe parcursul acestor ani în domeniul de dezvoltare regională, în domeniul de dezvoltare rurală și agricolă, dar și foarte important în domeniul de bună guvernare. Construcția statului, construcția instituțiilor reziliente este importantă pentru ca noi,
să putem să creștem bunăstarea cetățenilor și respectiv să construim Europa acasă. Ne dorim să continuăm și să aprofundăm colaborarea între Polonia și Republica Moldova, în mod prioritar în domeniul agricol și în domeniul transporturilor, dar la fel apreciem agenda largă de colaborare în domeniul afacerilor interne, în domeniul cooperării, în domeniul apărării, în domeniul digitalizării și a securității cibernetice. Discutam cu domnul prim-ministru că Polonia deja este în topul celor 10 țări, cele mai importante țări pentru comerțul exterior al Republicii Moldova, și am invitat Polonia să vadă și să analizeze oportunitățile investiționale în Republica Moldova, în domeniul energetic, în domeniul industrializării agriculturii, dar și în domeniul serviciilor digitale. Ieri am avut un pas concret și la forumul moldo-polonez au fost semnate memorandumuri de colaborare în domeniul reconstrucției căilor ferate și extinderii lanțurilor logistice corespunzătoare, dar și în domeniul energiei regenerabile. Îmi exprim ferma convingere că în pofida situației regionale și prin eforturi comune, agenții economici pot și vor găsi domenii de colaborare și oportunități de creștere a afacerilor. Vreau să mulțumesc companiei LOT pentru că a răspuns chemării noastre și a găsit oportunitatea să-și extindă operațiunile aici la Chișinău. Suntem ferm convinși că vom avea o creștere și mai mare a frecvenței zborurilor din aeroportul Chișinău, dar și o creștere a diversității destinațiilor de zbor a companiei din aeroportul Chișinău. Acum că aeroportul este înapoi în gestiunea statului, sunt sigur că vom putea oferi un mediu competitiv mult mai atractiv pentru companiile internaționale, inclusiv LOT, pentru a-și crește afacerile de aici, din Chișinău. În felul acesta, asigurând cetățenilor din Republica Moldova, mediului de afaceri din Republica Moldova, din Polonia, dar și din regiune, cu oportunități de călătorii eficiente. La fel, considerăm că aceasta este important și pentru sud-vestul Ucrainei, dar și pentru o parte din mediul de afaceri, cetățeni, dar și oficiali care merg sau vin din Ucraina. Am menționat că Republica Moldova construiește Europa acasă. Asta înseamnă că reformele pe care le facem, reformele pe care le parcurgem, sunt menite să asigure o creștere a bunăstării cetățeanului. Vreau să mulțumesc aici prim-ministrului Morawiecki personal, care se implică în susținerea Republicii Moldova în parcursul ei european și demersurile pe care le face personal în instituțiile europene, dar și în capitalele europene, pentru a susține Republica Moldova în procesul de integrare europeană. Pentru noi, am să repet, integrarea europeană este politica noastră internă. Integrarea europeană înseamnă construcția de instituții ca în Europa, construcția vieții noastre cotidiene ca în Europa. Aici încă o dată vreau să apreciez determinarea Poloniei și efortul pe care Polonia îl depune și prim-ministru Morawiecki personal, pentru ca Republica Moldova să poată să parcurgă acest proces de integrare europeană cât mai curând. Mulțumesc mult, domnule prim-ministru, pentru vizita de astăzi și ne uităm în viitor să ne vedem cât de curând la IPC. Mulțumesc! Bardzo, panie...
Mulțumesc mult, domnule prim-ministru, pentru invitația aici, la Chișinău, în Republica Moldova. Cine s-ar uita pe harta și nu ar ști istoria acestei regiuni, ar putea să se gândească că Polonia și Republica Moldova nu au prea mult în comun, dar istoria s-a suprapus de multe ori. Am avut multe puncte comune și provocări comune, dușmani comuni, chiar în timpul când încă nu era Republica Polonă multinațională, multiculturală. Așa încât istoricul îndelungat al Republicii Polone și al Republicii Moldova impune să colaborăm astăzi. Secole eram vecini și astăzi, în fața agresiunii rusești împotriva Ucrainei, ne întâlnim și avem aceleași provocări și amenințări. Polonia și Republica Moldova sunt două țări care încerc să ajute, să furnizeze securitatea pentru Ucraina, care luptă, și în acest sens suntem uniți astăzi de soarta ucraineană, care apropie astăzi perspectivele noastre și țările noastre. Înțelegem perfect amenințările legate de războiul hibrid din partea Rusiei, șantajul legat de gaze, de energie, atacurile energetice care sunt văzute și în Republica Moldova și în Polonia, și propaganda rusească care este atât de activă în Republica Moldova și în Polonia. Acestea sunt provocările noastre comune. Ambele țări, de ale noastre, sunt în umbra războiului de peste un an și ne confruntăm cu consecințele războiului. Ambele națiuni acordă ajutor refugiaților din Ucraina vecină. Dar Republica Moldova este în umbra amenințărilor din partea Rusiei și garnizonului rusesc în Transnistria. Este o provocare cu care Republica Moldova trebuie să se confrunte în plus. Moscova amenință guvernul din Republica Moldova în mai multe feluri și, de asemenea, violează spațiul aerian. Înțelegem acest lucru perfect. De aceea trebuie apreciat efortul domnului prim-ministru, doamnei președinte și al tuturor moldovenilor care încearcă să trăiască pașnic cu vecinii și să devină o parte a familiei europene în mod instituționalizat, adică să devină o parte a Uniunii Europene. Cu atât mai mult trebuie apreciate aceste eforturi, pentru că în Republica Moldova sunt mulți refugiați din Ucraina. Stimați domni, pentru ca Europa să fie sigură, trebuie să asigurăm victoria Ucrainei. Rusia trebuie să piardă și Republica Moldova sprijină toate țările care iubesc pacea în inițiativele care au ca scop stabilizarea situației în această parte a lumii, în această regiune. Noi, polonezii, tot așa cum moldovenii, înțelegem perfect ce înseamnă această respirație fierbinte a amenințării rusești, ursului rusesc. De aceea acționăm împreună pentru a scăpa de aceste amenințări. În istoria noastră a fost eveniment foarte important când am aderat la NATO acum 25 de ani și când am aderat la Uniunea Europeană în anul 2004. Acum trebuie să facem tot posibilul ca Republica Moldova să devină o parte a Uniunii Europene. Ajutorul nostru este pe mai multe niveluri și ieri am vorbit cu ministrul afacerilor interne, domnul Mariusz Kamiński, care oferă sprijin prin echipament, prin formare a mai multor servicii din cadrul Ministerului de Interne din Republica Moldova. Avem experiență de
sprijin pentru mai multe țări are ale Europei. Și astăzi am decis să transmit 20 de generatoare de curent Republicii Moldova pentru a sprijini spitalurile și alte instituții împotriva blackout-urilor. Polonia are experiența în acest sens. Suntem țara care furnizează securitatea energetică și Ucrainei. Operatorul nostru de transport național LOT are legături cu Republica Moldova peste 13 curse pe săptămână între Varșovia și Chișinău, ceea ce va da șansa pentru a întări legătura comercială între cele două țări. Prin Bank Gospodarstwa Krajowego încercăm să sprijinim Republica Moldova în dezvoltarea unor instrumente de sprijin, mai ales după criza de inflație și criza de energie provocate de Rusia. Când Rusia a atacat Ucraina și aceste crize cu care avem de a face, iarăși au un impact foarte negativ asupra Ucrainei, din Varșovia întindem mâna de ajutor și pentru Ucraina și pentru Republica Moldova pentru a stabiliza situația în această țară frumoasă. Comerțul cu gaze era pentru Moscova deseori un instrument de șantaj politic. De aceea apreciem foarte mult faptul că Chișinăul a făcut un pas pentru a deveni independent de Rusia. Noi am realizat acest program în ultimii 6-7 ani și acum suntem pe deplin independenți de Rusia și Republica Moldova parcurge același drum. Este foarte importantă și securitatea cibernetică. Polonia este gata să sprijine Republica Moldova și în spațiul cibernetic. Suntem foarte activi în acest sens. Polonia este liderul în activitățile pentru securitatea regională. Acest lucru este apreciat de mulți parteneri de-al noștri în vest și în Europa centrală. Sprijinim de asemenea activitățile Republicii Moldova menite să accelereze accesiunea la Uniunea Europeană. Sperăm să fie o etapă inițială care, după care vor urma și aderările și la celelalte instituții din lume. Stimați domni, este firesc că dacă în Ucraina, în Republica Moldova, vor fi condiții pentru o dezvoltare economică normală de securitate și stabilitate sporită, aceste lucruri vor avea un impact asupra dezvoltării economice. Odinioară, Polonia și Republica Moldova erau vecine, aveau o graniță comună. Acum luptă împreună pentru o Europa stabilă în această parte a Europei și constituie frontul de luptă pentru viitorul comun. Nu dorim să luptăm în mod militar. Suntem țări pașnice și împotriva tancurilor rusești avem forța și, de asemenea, dragostea pentru pace a națiunilor noastre. Sperăm că după ce se termină războiul la vecinul nostru, Polonia și Republica Moldova vor putea să se dezvolte pașnic, să-și dezvolte colaborarea comercială și ambele noastre țări, atât de frumoase, vor fi legate de mai multe fire.
declarațiile dumneavoastră. În continuare demarăm conferința de presă, nu înainte să fac anunțul că prim-ministrii Dorin Recean și Mateusz Morawiecki au aprobat o declarație comună care urmează a fi publicată la scurt timp după încheierea evenimentului de presă de astăzi, care se referă la dimensiunea relației bilaterale. Începem cu colegii din Polonia, Piotr de la Polsat TV, vă rog. Piotr Witkowski, Polsat News, Polska. Polonia propune ca Ucraina să aibă garanții de securitate din cadrul NATO. Astfel de garanții de securitate trebuie să fie acordate și Republicii Moldova? Trebuie să transmiteți și echipament militar pentru a descuraja un atac posibil care ar putea să aibă loc în viitor? Orice activități ale noastre în această direcție și strategia noastră trebuie să fie și sunt obiectul de acorduri în cadrul NATO și, înainte de toate, trebuie să fie convenite și cu Chișinăul, având în vedere prioritățile Republicii Moldova. De aceea, astăzi, sprijinim ambițiile pro-europene ale Republicii Moldova și orice activități care au ca scop garantarea securității sunt convenite între Republica Moldova, Polonia și aliații noștri în cadrul NATO și ne ținem strict de un astfel de cadru trasat de negocieri, pentru că astăzi trăim în vremuri în care avem amenințări uriașe și este foarte important ca în mod foarte scrupulos să coordonăm politica noastră înainte de toate cu partenerii americani, dar și cu ceilalți americani din spațiul transatlantic, așa este din partea Poloniei. Analiștii din Republica Moldova, Svetlana, TVR Moldova. Bună ziua, Svetlana Gore, TVR Moldova. O întrebare pentru domnul premier al Poloniei. Cunoaștem că Polonia este unul dintre cei mai aprici susținători ai Ucrainei în acest război nedrept și s-a oferit ajutor militar considerabil. Vreau să vă întreb cum ar putea Polonia să ajute și Republica Moldova în domeniul modernizării și dotării armatei naționale, precum și în sporirea securității cibernetice, pentru că cunoaștem că sunt o serie de amenințări hibride care planează la adresa securității naționale. Mulțumesc! Astăzi am vorbit despre acest lucru cu domnul prim-ministru, semnând în același timp mai multe acorduri între noi care au ca scop și lupta împotriva propagandei rusești, împotriva fake news-urilor, lupta pentru spațiul cibernetic sigur. Este foarte important pentru că războiul hibrid nu este doar o frază obișnuită, este un instrument de luptă din partea Rusiei, care au ca scop destabilizarea națiunilor și distrugerea perspectivelor de colaborare între țări, între națiuni. Este arma care este folosită în fiecare zi de Rusia, de Moscova. De aceea noi suntem foarte deschiși la orice propuneri de colaborare din partea Republicii Moldova. Republica Moldova este un stat pe deplin suveren, independent și de Republica Moldova trebuie să depindă scopul colaborării. Astăzi colaborăm în mod foarte strâns în ceea ce privește siguranța cibernetică, dar suntem gata să colaborăm și în alte domenii ale securității în cadrul Pactului Transatlantic. Mam pytanie w zasadzie do obu panów premierów. Am o întrebare către cei doi prim-ministri. Ați pomenit accesiunea la Uniunea Europeană. Având în vedere situația geopolitică, procesul de accesiune nu trebuie să fie cumva accelerat și se pot lua anumiți pași pentru a se accelera acest proces? Mulțumesc! Astăzi pot să-mi închipui anumite acțiuni care acum un an sau doi erau imposibil de efectuat. Avem o astfel de situație la Forumul Uniunii Europene și sper
că nu este o gândire obișnuită, este o gândire out of box, nestandard, care duce la soluții accelerate. Și acest lucru este posibil. Acum un an sau acum 13 luni, în timpul discuției de la Versailles, am abordat această temă legată de accesiunea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană. Și pot să spun, cred că ceea ce este secretul Plișinel astăzi, că nu era niciun sprijin pentru a se aborda această temă la forumul Consiliului European. După câteva săptămâni de discuții, negocieri foarte intense ale mele și ale unor dintre prim-ministrii din celelalte țări ale Europei, s-a dovedit că este posibil. Și în luna iunie anului trecut, acest capitol din istorie a fost deschis. Răspunzând la întrebarea dumneavoastră, pot să spun că o astfel de cale accelerată este posibilă. Și pot să spun și mai mult, sau va fi o cale accelerată, sau negocierile vor fi stopate pentru ani de zile și se vor duce nicăieri, vor fi motivul pentru rușine din partea Comisiei Europene. Sper că Uniunea Europeană va evita acest lucru și se va deschide mai larg la Republica Moldova și Ucraina. Ucraina, care astăzi luptă pentru stabilitatea și securitatea întregii Europei, și la Republica Moldova, care între Ucraina și Europa, Uniunea Europeană aparține Europei și trebuie să aparțină și Uniunii Europene și face tot posibilul să se stabilizeze situația în această parte a lumii. Vreau să-i mulțumesc primul ministru Moraviețchi pentru această atitudine. Noi suntem ferm convinși că o Europa mai mare este și o Europa mai puternică. Evident, Republica Moldova și dorește un parcurs cât mai rapid de integrare în Uniunea Europeană. În același timp, Republica Moldova, guvernul, simte responsabilitatea ca acele reforme care au fost deja convenite cu Uniunea Europeană, acele reforme care sunt necesare pentru ca să transpunem legislația, cadrul instituțional, cadrul legal al Uniunii Europene în cadrul instituțional și legal al Republicii Moldova, trebuie să se întâmple. Și noi putem să facem acest lucru accelerat. Uitați-vă, noi avem experiența anului 2022, în care a trebuit să facem, pe de o parte, față tuturor acelor amenințări hibride, dar și a crizelor, războiului, inflației, creșterii vertiginoase a prețurilor la energie, și în același timp am implementat o serie de reforme care au transformat piețe și instituții din Republica Moldova. Iată că noi am descoperit că putem să ne mișcăm mai repede din punct de vedere tehnic. Și da, noi ne dorim aceste negocieri să se întâmple într-un regim accelerat. În același timp, suntem conștienți că ceea ce trebuie să facem, neapărat trebuie să facem, și nu putem să avem ocolișuri sau să avem anumite goluri neîndeplinite. Prin urmare, mulțumim încă o dată premierului Moraviețchi și Poloniei pentru faptul că susține acest demers de accelerare a integrării europene a Republicii Moldova. Vă mulțumim. Și ultima întrebare în cadrul conferinței de presă, Mihaela Protevechișineu. Bună ziua, Mihaela Tabarcea, reporter Protevechișineu. Am o întrebare către premierul Poloniei. Ce sprijin ar putea oferi Polonia Republicii Moldova în cazul în care țara noastră ar fi invadată militar de către Federația Rusă și dacă acest scenariu este unul valabil? Mulțumesc. Stimați domni, sper că scenariul despre care a întrebat doamna jurnalistă este foarte improbabil, pentru că astăzi Ucraina luptă pentru ca nicio altă țară să nu fie atacată. De aceea vorbim de mai multe atacuri hibride, mai multe atacuri cibernetice, legate de propaganda, de gaze, de energie, dar nu am vorbit despre atacuri convenționale, pentru că sper adânc și
cred că nu va avea loc. Nu aș vrea de aceea să spun ce ar fi dacă, pentru că cred că Republica Moldova este în condiții de siguranță, domnul prim-ministru, doamna președinte, își conduc politica în mod îndrăzneț, dar și prudent, încercând să convină toate cu cei care conduc o politică internă în Transnistria. Apreciez aceste eforturi pentru că știu că Satana este activă în mai multe locuri din regiunea noastră și vor să aibă un impact asupra situației în această țară frumoasă. Eu cred că fiecare zi de război apropie Republica Moldova spre securitatea sporită în viitor. Mulțumesc pentru jurnaliștii din Polonia pentru întrebările adresate. Doamnelor, domnilor, evenimentul nostru de presă se încheie. Vă mulțumim pentru participare și că ne-ați urmărit online de aici, din Casa Guvernului. La revedere! Gracias.